Simpatic foc și cu o voce deosebită, Mev a cucerit rapid publicul de la noi. În spatele lui însă se află o echipă care are grijă ca totul să meargă ca pe roate. Te iubesc atât de tare. Nu, avem noroc că nu avem nevoie de multe resurse umane, să zic așa. De fapt avem nevoie, dar nu știu cum se face că Mev este și interpretul și compozitorul și aranjorul și textierul și actorul și uneori regizorul. Denise este, are la fel câteva funcții, eu la fel. Noi suntem o echipă foarte mică, de-aia și vreau să confirm spusele Ruxande. Facem fiecare 3-4 meserii odată. În primul rând sunt în calitate de regizor, de prietenul meu. Artistul a lansat de curând videoclipul piesei În urma lor, care se pare că e strâns legat de un episod mai trist din viața sa. Eu am avut o istorie foarte frumoasă de când eram mic și în același timp foarte dramatică pentru mine. Eu am crescut fără tată, dar dragostea care mi-a oferit-o bunei mei, pe care i-am numit mamă și tată, până ce au închis ochii și unul și altul, și m-am locuit pe care a tatălui meu prea devreme în lumea celor drepți. Când a decedat bunica mea, nu știu, mi-era atât de greu sufletește, nu mă putem regăsi în timpul ăsta, în lumea asta. De-aia și-am scris piesa asta, i-am povestit-o lui Denis. Ascultând piesa lui Mev În urma lor, știind istoria ei, s-a născut această idee, băi, hai să relatăm lumii, țării, să relatăm, uite că este așa o problemă care, din păcate, mai ales în Moldova, se neglijează atitudinea față de părinți. Deși la moment muzica nu umple portofelul, tânărul speră că va veni ziua în care va culege roadele muncii sale. Avem câțiva bani strânși, să zic așa, împrumutați, luați, n-am mâncat, am pus deoparte de la anul 2 de când la facultate, nu? Bursa. Îi pui deoparte și ce mai mult contează dacă ai material în care poți să investești. Nu glumesc, ok, situația este foarte grea, e foarte grea financiară, dar la toată lumea e foarte grea financiară situația, pentru că cine are mai mult vrea și mai mult, cine are mai mult și mai mult vrea și mai mult și mai mult și mai mult. Până ce venitul nu e, este doar investiție, dar cum și lumea business-ului, cât mai mult investești, cât mai mult scoți, așa e. Am fost curioși să aflăm dacă în spatele versurilor se află și o prea frumoasă muză. Fetelor, fiți pe fază, mesajul acesta este pentru voi. Nu este o fetiță, așa că eu sunt liber. Și numărul meu este... Muza este natura, este viața, este prietenii mei. Cei trei au o groază de vise și un car de ambiție, iar peste 10 ani speră ca toate lucrurile să fie puse la locul lor. Nouă nu ne rămâne decât să le urăm baftă. Eu am un foarte mare vis. Vreau să scriu câteva cărți de teorie. Cred că am să scriu o carte despre teoria teatrală, poate. Sau poate voi scrie un roman. De ce nu un autobiografic despre Mev? Nu știu, în 10 ani probabil o să fac tot ceea ce fac acum, PR, în muzică. Vreau în 10 ani să reușesc să fac ceea ce mi-am propus, să deschid o academie teatrală, public 2-3 volume de poezii, să scot 3-4 albume, după 35-40 de ani, când deja se va satura lumea de mine ca muzician și actor de teatru, să fac filme.